Bine, v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Audiență în direct. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul dr. Călin Bumbuliț, președintele Colegiului Medicilor din Satu Mare și vicepreședinte al Colegiului Medicilor din România. Bine ați venit la noi, domnul doctor. O săptămână încă mai sunt, ce ați spus. Încă o săptămână maxim. Vom discuta tocmai și pe această temă împreună cu dumneavoastră. Această lună, și luna septembrie și luna octombrie, a fost rezervată mai multor evenimente care vizează medicii, și anume alegerile din cadrul Colegiului Medicilor, atât la nivel de colegii teritoriale cât și central. Totodată, dumneavoastră ați marcat acum o ediție aniversară a zilelor medicale sătmărene, care, uite, exceptând perioada pandemiei, au ajuns la 20 de ediții. Așa, ca o concluzie după două zile de dezbateri și teme, chiar am fost surprinsă cât de multe teme, 40 și ceva, aproape peste 40 de teme care au fost expuse medicilor participanți, totodată intervenții ale unor medici din afara țării. Să ne spuneți dumneavoastră, cum vedeți în momentul de față evoluția sistemului sanitar, involuția lui? Acum, pe două paliere, să răspund mai întâi la partea cu zile medicale sătmărene. Suntem la 21-lea an de când facem zile medicale. Un an a fost la pandemie, atunci când nu aveai voie să te întâlnești, că a fost anul de criză. Chiar și în anul următor ne-am întâlnit, s-am făcut online, am încercat să suplinim cum am putut condițiile vitrege. Acum, din punct de vedere al evoluției, că asta m-ați întrebat la zile medicale, denotat faptul că, eu mă aduc aminte, prima ediție chiar, că am făcut-o la fostul Hotel Dacia sau actualul Hotel Dacia sau ce va fi din el, vom vedea, acolo jos, acum 21 de ani, a fost un moment de pornire, așa, și ușor amuzat mă gândesc la cât de greu ne-a fost și să învățăm fiecare dintre noi cum se face o prezentare, cât timp durează, lipsa de exercițiu, erau oricum la începuturi toate lucrurile, inclusiv felul în care noi ne adresam unul altuia și colaboram și încercam să comunicăm între specialități, să facem acele echipe multidisciplinare de care vorbeam și care erau un deziderat și un vis la momentul respectiv. Și iată că după 21 de ani am ajuns să avem niște prezentări, eu zice, de nivel mondial. Și fără, oricum nu mai am mult din acest mandat și nu mai contează ce spun ca și superlativ în acest moment, dar mă gândesc la faptul că n-a trebuit, de exemplu, să dirijăm în niciun fel timpul de prezentare, ca să le iau numai partea tehnică, în 10 minute, 12 minute, plus partea de 5 minute de discuții, când a fost cazul, a fost magistral, n-a trebuit să intervenim cu nimic ca noi moderatorii la așa ceva. Bine, asta poate părea derizoriu, dar să știți că la tip profesional ca nostru, în care ne place să vorbim mult și mai ales cu pasiune despre ceea ce lucrăm și ceea ce ne place, e un model de autocontrol și modul cum să sistematizezi și să prezinți, să dai mesajele de dus acasă și de învățat și concluziile ca atare, ceea ce s-a făcut magistral. Și bine, aici trebuie să subliniez faptul că avem parte de mulți tineri în spital, cel puțin pe aceste secții care au fost și vorbesc de oncologie și nu numai, și ortopedie și practic toate secțiile urologia, au avut urologia excepțională. Urologia deja e la maturitate maximă. Ei sunt, cred că, la 13 sau 14 ediții a zilei urologice sătmărene, inițiate de colegii noștri de Cristi Rusu și de Bogdan Feci, că din păcate Bogdan a plecat la Oradea, dar au venit personal excepțional, zic. Și n-aș vrea să desconsider prin faptul că consider o secție, dar toate secțiile spitalului județean au ajuns la un nivel de performanță, având în vedere că, de exemplu, gastroenterologii fac acum tratamente care erau un vis acum 10 ani, nu acum 20 de ani. Sau oncologii au ajuns acum să aibă grijă să poată să aibă acele resurse terapeutice care sunt greu de găsit și auzim pe la televizor, l-au rămas fără medicamente pe diferite secții. Uite, ai noștri au reușit cumva, cu ajutor, prin ei, de fapt, să găsească acea optimă formulă prin care să-și asigure
terapia necesară și investigațiile ca atare. Eu ce să spun, sigur că sunt nemulțumiri probabil în populație anumită, unii n-au reușit, nu s-a, e greu, într-adevăr, e o supraadresabilitate la acești medici, pentru că ne-a trăit mult mai mulți medici, nu avem de unde, și dacă am avea mai mulți medici, nu avem locația, locurile, dotările necesare să suplimentăm. Asta va face parte din politicile viitoare sanitare, probabil și cele locale și mai ales cele naționale, viitoarea distribuție a medicilor în teritoriu și cum să se facă, ce secții, ce... N-avem neurochirurgie, acum câtva timp n-avea nici cardiologie intervențională, acum ceva timp aproape n-avea nimic, dacă ne gândim, avea la nivel de țară, de marasm aproape, dar acum s-a ajuns totuși ca cel puțin unele secții, dacă nu toate, să aibă un nivel de performanță în diagnosticare și tratament comparabil cu orice clinică din România. Cu, sigur, cu excepții, cu rezerve, cu ce se mai poate întâmpla, dar în linii mari, din ce am văzut, din ce lucrări au fost, din ce prezentări de caz au fost, din felul în care au prezentat colegii și au sistematizat, am ajuns să se prezinte experiența noastră, de exemplu. E un titlu, adică în așa facem noi, asta facem noi și facem de când facem și ce rezultate avem și comparativ cu ce se întâmplă la nivel național, ce se întâmplă la nivel internațional. Deci pur și simplu nu am suficiente cuvinte, deși încerc să le dau rapid una după alta, pentru a exprima aprecierea față de ceea ce lucrează ei și jos pălăria, chiar dacă nu am acum, jos pălăria, așa, metaforic vorbind, pentru nivelul de performanță la care au reușit să ajungă și prin munca lor și, sigur, și cu ajutor financiar, cum au fi fost, ce investiții s-au făcut local, nu sunt eu măsură acum să le judec pozitiv sau negativ, colegii mei de spital știu mai bine, știm că ei se lovesc de greutăți și, cum spuneam și astăzi, că avusesem o prezentare legată de finanțarea sistemului sanitar și modul în care, și numărul de paturi și ce se întâmplă la noi comparativ cu alții, bazându-ne pe datele Eurostat, avem probleme mari și spuneam, de exemplu, Franța cheltuiește pentru asistența medicală franceză cât bugetul României, cât produsul intern brut al României, scuzați-mă, cât bugetul, cât produsul intern brut al României într-un an, atâta alocă Franța, doar pentru sănătate. Sigur, e alt nivel, altă dezvoltare economică. Absolut. Am spus asta. Noi în 10 ani am triplat produsul intern brut, s-a dublat practic finanțarea pentru sănătate, încă este la valori mici, la 6,5-6,4% din produsul intern brut. Suntem departe de țări ca Germania, Danemarca, Norvegia, alocă 10-11-12% din produsul intern brut. Sigur că da, dar am putea și noi să alocăm. Dar mai ridicat puțin nivelul, că eram s-a mai ridicat din un punct pic de vedere al cu vreun procent. Cu un procent? Cu un procent. Aveam vreo 5,4-5,5, avem acum vreo 6,4-6,5, depinde de modul de calcul. Oricum, mai puțin de jumătate din ce acoperă, ce furnizează țări dezvoltate la nivel european din PIB. Și media europeană undeva la 8-9%, dacă și știu bine. Și totuși e o îngrijorare, că vedeți, sunt secții unde nu sunt specialiști. Sigur că da, tocmai spusesem. Spitalul din Negreș, de pildă, a fost nevoit da, să-și asisteze activitatea da. Pe pediatrie, pe neonatologie. Da, este o criză de personal generală în România și mai ales în zonele acestea care se deșertifică și la toate palierele, și am spus-o astăzi și la zile medicale și am spus-o și pentru presă, am spus-o și pentru auditoriu, am spus-o și pentru noi, pentru noi înșine, că știm că se întâmplă aceste lucruri fără să ne plângem de milă, așa cum am și spus, ci doar am spus o stare de fapt. Și finanțarea asistența primară și în ambulatoriu de specialitate cel în contract cu casa și chiar în spital nu sunt, vorbeam mai ales de partea primară și de ambulatoriu de specialitate, lucrurile nu sunt unde trebuie ca finanțare și ca distribuție a specialiștilor și a proporției specialiștilor, bineînțeles, pe adresabilitate maxim, boli cardiovasculare, neurologice, ăstea ne consumă foarte mult și fără a diminua oarecum importanța altor specialități, suntem într-un progres neobservabil de cei care trăim aici, pentru că dacă am avea un observator din afară, neutru, care să vadă ce a fost acum 10 ani, 15 ani, ce este acum și care este evoluția, este indiscutabil o evoluție pe care am și subliniat-o, de altfel apreciind munca colegilor mei de pe diferite secții și nu numai, și cei din ambulatoriu de specialitate și evident și a colegilor mei atâția cât mai suntem în asistența medicală primară.
Sigur că e loc de mai bine și totdeauna există. Nu pot să nu apreciez faptul că, într-adevăr, alocarea bugetară a crescut, dar a crescut și produsul intern brut de 3 ori, pe când alocarea a crescut mai de 2 ori. Bine, dar este în 20 de ani, în 10 ani, în 10 ani, să zicem. Cât timp ați tot insistat pe creșterea procentului din PIB pentru și sănătate? Că au fost ani unde nu s-a mișcat lucru. Așa este, dar a fost și ani de dificultăți economice. Am trecut printr-o criză în 2007-2008. Așa este, nu contest lucrurile astea. Sigur că privesc înapoi nu cu mânie, privesc înapoi cu nostalgie aproape, având în vedere că se încheie acest mandat. După 25 de ani în Colegiul Medicilor pot să spun că am acea experiență, chiar dacă încă nu sunt la pensie, nu sunt, sunt încă în plină activitate, pot să apreciez ce s-a întâmplat și ceea ce spuneați și spuneți dumneavoastră, ce ceream acum 10, 15, 20 de ani, 25 de ani referitor la finanțare, la alocare. Ei, uite că vrând nevrând, probabil, politicienii au ajuns la această concluzie, să-i spunem, în care trebuie să aloce, pentru că altfel pleacă lumea. Au plecat peste 25.000 de medici din România. Bine, dar aici nu ar trebui să aibă o voce mai fermă. Colegiul Medicilor spunea că el este cel mai avizat să negocieze. Colegiul este prin lege avizat, să spunem, pentru că legea prevede că el este negociatorul pentru contractele cadru. Sigur că e discutabil de ce numai el, de ce nu și alții. Până la urmă, legiuitor este cel care spune. Noi am încercat în acești ani, cât am reușit, mai puțin acum în ultima perioadă, când nu reușim mai nimic. Am încercat și am și reușit, doar în această perioadă s-a dublat bugetul pentru sănătate, au crescut veniturile în spitale, lucrurile au avut o bază de la care să pornească. Nu spun că este meritul Colegiului Medicilor exclusiv, este și al Colegiului împreună cu cei cu care am lucrat, că am lucrat și cu Casa Națională atât cât s-a putut, am lucrat cu Comisia de Sănătate ale Camerei Deputaților, a Senatului, cât s-a putut, am lucrat cu diferite ONG-uri, am lucrat chiar și cu Comisia Europeană, pot să spun, pentru că Colegiul Medicilor este parte a acestui concert european, atâta cât cântă el în acest moment fals sau mai puțin fals, eu zic că a cântat și bine, câteodată mai puțin bine. Și suntem integrați acolo să vedem dacă vom reuși să ne menținem, pentru că suntem într-un plin proces acum de revizuire, de exemplu, a directivei recunoașterii profesionale. Suntem prin proces de negociere cu Comisia Europeană. Inteligența artificială a fost un subiect important da, astăzi. Da, l-am regăsit programul. L-ați auzit, pentru că a deschis o discuție foarte largă privitor la implicația acestei medicină și rolul și poziția pe care medicul o are și o va avea în viitor legat de aceste posibile ajutoare sau chiar substituiri de medici în anumite probleme, e un subiect extrem de complicat și care este în negociere, urmează o directivă europeană pe acest sens și organizații europene la care suntem membri participă ca și raportor sau ca și cel puțin ca și parte consultantă sau parte interesată, la discuția referitoare la reglementarea, nu numai inteligența artificială, al bazelor mari de date și schimbarea între statele membre ale Uniunii Europene pe sistemul informatic care se pregătește și care deține un computer super performant, cel mai performant din câte știu eu, la ora actuală este în posesia Uniunii Europene, să spunem, care stochează o sumedenie de date care pot să fie folosite vor fi folosite în medicina personalizată, în medicina genomică și așa mai departe. Deci în lucruri care necesită prelucrarea, procesarea unui volum imens de date și desigur cu respectarea confidențialității, drepturilor pacienților și nu numai acestora. Adică lucrurile sunt extrem de complicate și să se ajungi la nivelul acela de înțelegere și nu numai de înțelegere, dar de posibilitatea de comunicare și de transmitere a acelor interese pe care le are medicina românească, de exemplu. E nevoie de timp, de relații, că așa merg lucrurile, pe discuții, pe interconexiuni, pe faptul că vocea ta este ascultată pentru că ai mai avut înainte păreri sau opinii pe acea temă și acele au fost luate sau nu în considerare, au fost bune sau rele, dar au reprezentat o exprimare a unui interes și nu numai atât, a unei validități eventuale a acelor lucruri spuse. Și asta spun cu fermitate pentru că știu, pentru că există reciprocitate.
reciprocitate, există acel feedback înapoi în care ne spun, da, veniți neapărat, tu să vii sau acel... Ați reușit să vă impuneți ca voce în aceste foruri europene? Absolut. UEM, am fost președinte, eu acum trebuie să-mi asum cu toată lipsa de modestie. O candidatură, nici nu mai știu. Am avut un mandat de președinte și președinția România a avut, pentru că am fost mai mulți colegi acolo care am condus, cel puțin la nivel de Secretariat Trezorerie și sigur au fost vicepreședinții din celelalte țări cu care am pus bazele acestei evoluții care urmează. Voi fi raportor săptămâna viitoare la dacă voi mai ajunge acolo, la adunarea generală a Uniunii Europene a Medicilor Generaliști și la Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști. Este un joint session, adică o sesiune comună a acestor două organizații. Este prima dată în istorie, sunt una înființată în 1968, una în 1967, prima dată în istorie acestor organizații care se întâlnesc în acest fel și vor elabora o declarație comună, o declarație de susținere a introducerii medicinei de familie, medicinei generale, în anexa specialităților, cea care în acest moment ne creează o sumedenie întreagă de probleme, începând de la recunoaștere și până la finanțare și la retribuirea medicilor care lucrează în sistemele, în asistența primară la nivel european, la eliminarea acelor decalaje, până la urmă este o segregare între categoriile profesionale, cel puțin îi punea al considerării nu a calificării profesionale, ci acel cor, acea clasificare a muncii profesional a muncii. Da. Toate aceste lucruri au avut o evoluție în ultimii ani și la care, evident, și noi am avut un cuvânt de spus, fie din poziție de membru al delegației, șef de delegație sau, cum a spus președinte, înainte am fost vicepreședinte și aici cred că voi încheia cu lauda de sine care nu miroasea bine, deci e partea aceea în care am putut direct să, nu să influențăm, ci să decidem asupra direcției pe care trebuie să o ia medicina familiei, cel puțin în acest domeniu, dar desigur ca membru al delegației și la OEMS am avut acele intervenții legate de terapie intensivă, anestezie terapie intensivă, la acel moment poate e un subiect, nu știu dacă avem timp să ne ocupăm de toate aceste lucruri, de modificarea titlului de calificare, de modificarea duratei de calificare, de curriculumul care este în fiecare specialitate. Deci lucrurile se nu prea se cunosc. De obicei noi... Păi nu, pentru că plictisește. Dar acum vom vedea cum vor fi preluate toate aceste lucruri, de cine vor fi preluate. Încă sunteți în perioada de alegeri, că nu mi-e foarte clar. Adică, bun, alegerile, mă refer la alegerile de la Colegiul Medicilor. Ați avut un prim tur acum 2 sau 3 săptămâni, ceva? Da, a fost în septembrie, la sfârșitul septembrie și acum a avut turul 2, cel care a contat de altfel. S-a votat fizic, s-a votat și inclusiv electronic, fizic, având o aplicație a medicului unde... Da. Pe care putea să o folosească pentru vot. Și totuși încă nu s-au lămurit lucrurile. Păi lucrurile nu s-au lămurit pentru că s-a intenționat să nu se lămurească lucrurile. Pentru că alte explicații nu există privind rațional ce se întâmplă. Deci au fost alegeri, au fost validate de către Comisia Electorală Locală în sensul că au vegheat asupra corectitudinii, mandat depunerii cererilor de a accede la funcția în Consiliul Județean, s-au verificat acele documente ce erau CV-ul, scrisoarea de intenție, cererea respectivă de a ajunge în acea poziție. Peste tot este o comisie aici din fac, asta aici electoral. Fac un comentariu că niciodată de când sunt eu în colegiu n-am văzut o asemenea acribie și o asemenea încrâncenare pentru a te lega de orice cuvânt și orice virgulă, nu din vina Comisiei Locale, ci din vina acestei Comisii Electorale Centrale, pe care recunosc că am votat-o cu toții în necunoștință de cauză, neavând în vedere, neavând nimeni nu a prevăzut decât cei care au urmărit acest lucru, ce obstacole vor fi puse în calea bunei desfășurări a alegerilor. Deci până acum am putut să vedem cât numărul de voturi pentru candidați. Care nu sunt contestate de nimeni, și încă o dată atât. Subliniez. Deci nu, vreau să spun că numai atât am văzut. Deci nu am mai văzut și restul. Urmarea, da, exact. Păi urmarea, și noi am fost uluiți și suntem în continuare uluiți. Nu vorbesc noi, nu numai la județul nostru, că și în alte județe se întâmplă asemănător, la proporții mai mari sau mai mici, depinde de județ, depinde. Plus că am văzut de niște județe unde s-a dat în zile de diferite. Sălajul, cred că... Sălajul și Aradul nu au avut, s-au anulat alegerile de către Comisia Electorală Centrală. De ce? Motivele au fost
Nu le pot judeca, pot să le spun acum, cel puțin la sălaj, din câte știu eu, pentru accesarea de către membrii comisiei a platformei aceste electronice, verificând dacă s-a votat și dacă nu s-a votat. Și acolo a fost un reproș că la 400 sau cât de membri au ei la sălaj, au fost 1500 de accesări ale sistemului. Și dacă împărțim 1500 la 400, simplu, pe fiecare s-a... Nu știu, eu doar o speculație și aș vrea să nu fac speculații în aceste emisiune, pentru că oricând pot să fiu acuzat de lucru. Eu vreau doar să spun exact ce se întâmplă, nu să găsesc neapărat motive, pot să le bănuiesc sau pot să le bănuiască cei care urmăresc și care se pricep la dezghiocarea părții juridice de ce se întâmplă acest lucru. Atât pot să vă spun că din cei 13 candidați care am reușit datorită numărului de voturi să ocupăm aceste poziții de membri în Consiliul Județean Satu Mare, nu am primit validare sau invalidare doi dintre noi, respectiv poziția 1 și poziția 2 ca număr de voturi, din motive care nu au fost explicate și nu știu dacă vor fi, pentru că expresia este într-un timp rezonabil, vor fi date acele motive. Rezonabil? Nu știu, pentru că, din câte știam eu, legea trebuia să spună cu claritate. În accepțiunea... Da? Nu știu să vă spun. E tot vina noastră că am acceptat acest lucru. Nimeni nu s-a gândit că vor fi ce știu ce, ce nu știu, respingeri. Chichiță, da. E o chichiță, dacă spuneți dumneavoastră. Nu știu ce este, că nu știu motivul de respingere. Am crezut că e vorba de numărul de mandate. N-avea cum să fie, pentru că la adunarea generală extraordinară din 12 septembrie s-a clarificat, de fapt, până la urmă, ce se înțelege prin număr de mandate. Și nu mi-e rușine să spun, deși a devenit, se pare, o rușine în Colegiul Medicilor, să spun că am mai mult de 5 mandate și asta nu reflectă voința mea că eu am vrut, sau nu numai voința mea, că eu am vrut să fiu reprezentant al unor colegi, acel care au votat, și mai departe să reprezint interesele medicinei, în general, nu doar a medicinei de familie, pentru că se poate dovedi prin activitatea pe care o am și a departamentului meu la Național, ce am făcut și se va vedea, sigur că probabil se va spune, uite, ce nu s-a făcut, că asta se vede întotdeauna cel mai bine, mai puțin ce s-a făcut, că spuneați că nimeni nu știe de lucruri care au curs de la sine. Pe altă dată știam foarte rapid constituirea Consiliului Județean al Colegiului și care este biroul executiv. Da, nu se poate. Acesta va avea loc miercuri, dacă nu mă înșel. Să spunem și noi cine e președintele, vicepreședintele. Asta se poate face în cursul alegerilor, dar deocamdată, vă spuneam, din cei 13, doi nu am primit nici validare, nici nevalidare sau invalidare, n-am primit nimic, nu figurăm pe listă. Deci încă e incertă situația. Incertă. Din punctul meu, Comisia Electorală Centrală, lucrurile merg, noi suntem eliminați și urmează să intre supleanții. Avem un singur membru supleant. Și a fost interesul la participa la aceste alegeri. Avem un singur membru supleant. Colegiul Medicilor va avea doar 12 membri în Consiliul Județean, un număr par, și trebuie să fie făcute alegeri. Din punct de vedere măcar moral, dacă nu legal, nu știu în ce măsură se poate face acest lucru. Să repetați încă o dată alegerile. Nu se pot repeta din moment ce nu este prevăzut în regulamentul electoral și lucrurile sunt așa, la fiecare zi ce se face, sunt dictate practic de acest Comisie Electorală Centrală, care este supra tuturor și care spune ce trebuie să facă fiecare. Și repet, asta o face în baza unui regulament electoral pe care noi toți, de mândri ce am fost, l-am votat neștiind că se va ajunge la un asemenea exces de zel în, nu știu exact ce anume nu corespunde, când vom afla, vom ști, poate vom ști peste o lună, poate mâine, poate peste oră, poate niciodată, în timp rezonabil, vom ști poate ce e problema cu noi, cei doi, care am avut întâmplător cele mai multe voturi și asta s-a datorat și notorietății probabil. Și eu sper totuși că nu atât notorietății cât a ceea ce am făcut bine. Că poate am făcut și rău și ne pare rău dacă am făcut și rău. Am încercat tot din asta să rezolvăm problemele. Dacă n-am reușit, asta este. Dar asta ar trebui să o stabilească doar alegătorii, nimeni altcineva. Deci aici consider eu personal, asta nu este o speculație, eu personal consider că este un amestec în independența, în autonomia unui colegiu teritorial, care este singur, abia și spune în legea 95 acest lucru. Faptul că am acceptat că o comisie de la București să ne valideze oamenii care sunt aleși de către toți ai noștri, de oamenii noștri,
Este o încălcare a legii care, sigur, într-o instanță s-ar putea câștiga. Din păcate, ne afectează acum, pentru că oricât ne-am judecat noi și am câștigat pentru peste un an, pe jumătate de an, peste 5 ani, lucru rău s-a întâmplat. Colegiul Medicilor Satu Mare în acest moment se află în acest impas în care, neavând nici validare, nici nevalidare, doar o absență de pe lista celor 13 care au întrunit numărul, primii 13 care au întrunit numărul de voturi necesar, absența aceasta a creat o problemă de ordin juridic, administrativ, procedural, pe care nu știu colegii din Comisia Electorală Locală cum o vor rezolva și dacă o putea rezolva, cerând nu știu ce să ceară de la Comisia Electorală Centrală, care mie personal, e opinie personală aici, este vădit cu rea intenție. Și eu pot spune asta nu pentru că este afectat personal, este afectat colegiul meu, de care sunt responsabil încă o săptămână. Dar se pare că situația asta e și la Sălaj? Și la alte județe. Nu neapărat la Sălaj, v-am spus motivul invalidării, la Arad, pentru că au fost acceptate de Comisia Electorală candidaturile unor colegi care aveau mai mult de 5 mandate, deși inițial, în baza aceleași decizii a CEC-ului, au fost nevalidați și după aia s-au schimbat în urma adunării generale, au schimbat acea decizie, având la bază legală acea decizie adunării generale a colegii mei și eu, care am convocat-o, nu mai știu de ce am convocat-o, dacă n-a contat, pentru luare în considerare, dacă nu cumva au fost alte motive, pe care le vom face publice când le vom avea, eu cel puțin le voi face publice, voi spune, da, mi-a lipsit litera sau căciula pe ă sau la virgula la ț, sau ce s-a întâmplat din moment ce nu am fost validat sau invalidat. Bine, dar până la urmă ce ar trebui să primeze? Nu neapărat voința medicilor aici care v-au votat pe dumneavoastră? Poate Bucureștiul să intervină așa peste voința lor? Acest lucru se întâmplă și de aia spun că este vorba de rea voință. Că altfel nu văd de ce ar face asta. S-a spus în birou executiv de către președintele nostru încă că comisia nu face altceva decât să respecte legea întru totul. Ori, este ceva mai mult de atâta. Dacă într-adevăr motivul respingerii este lipsa unei litere sau nu știu, unei rubrici pe un document care e declarație de candidatură, colegii nici nu știu dacă colegii care au votat vorbesc. Nici nu știu dacă s-au uitat pe site, pot să acceseze site-ul colegiului medicilor, să uite acolo la CV-uri și la scrisorile de intenție și ce urmărim și ce lipsește de acolo sau ce... Dar cine credeți că are timp să stea să urmărească? Păi nu, dar au avut timp Comisia Electorală Centrală. Păi asta n-ar trebui să... Păi asta este o problemă pe care noi am creat-o până la urmă, pentru că suntem victima propriei decizii la nivelul Consiliului Național, în care am acceptat aceste lucruri să fie validarea. De mie personal nici nu mi s-a părut, pentru că nu știam că se va ajunge la așa Dar ceva. Dar acest lucru nu poate să aibă repercusiuni, de pildă, și în procesul de negociere cu casa? Păi nu mai este niciun proces negociere acum, că nu e cine să-l facă deocamdată, pentru că nu este, vor fi alegeri în 24, erau programate aceste alegeri la nivel național. Asta să vedem cum vor întruni comisia, cum vor întruni Consiliul Național care va trebui să aleagă, dacă vor lipsi, de exemplu, Sălajul, Aradul, nu știu, Satu Mare, cum se va face, vom vedea ce decizii va lua Comisia Electorală Teritorială în acest domeniu și ce vor face cei de la Comisia Electorală Centrală în situația asta. Au primit niște solicitări. Eu personal am trimis aseară, aflând decizia, nu mai știu ce numărare, 46, cred, a Comisiei Electorale Centrale, a luat peste 40 ceva de decizii, pentru că sunt și județe multe, e adevărat, dar interpretarea asta excesivă, ca să nu zic abuzivă, că nu pot să spun asta, dar excesivă a regulamentului electoral cu date, cu părerea noastră este așa, având în vedere că nu se poate face așa și așa pe dincolo, deci e ceva, de exemplu, trebuiau amânate astăzi mandatele până la ora 13, vizate de către, sau nu știu cum, validate de către Comisia Electorală Centrală. S-au răzgândit acum o zi, două, nu mai facem așa, că acum le liberați voi, Comisia Electorală Teritorială știe mai bine. Stați niște de lucruri tehnice care pe colegii mei care au votat sunt convins că nu interesează, dar acestea duc în acest moment la un impas, care... Juridic, spun, juriștii noștri nu știu prea multe ce să facă, cum să facă, pentru că și între juriști sunt opinii diferite. Dacă te uiți la litera legii, fără să ții cont de spiritul legii,
deși se clamează sus și tare că se respectă și spiritul legii, nu prea văd cum ar putea un spirit al legii să fie respectat din moment ce autonomia județului meu și altor județe nu este respectată printr-o interpretare, să vedem în ce fel este abuzivă, dacă nu îi doar excesivă, a unor paragrafe, prevederi, nu-mi dați dacă nu e vorba de numărul de mandate. Cine ar putea să intervine să... Nimeni. Ministerul Sănătății ar putea să o facă, pentru că Ministerul Sănătății, conform legii, este cel care veghează la respectarea legalității acțiunilor, actelor emise de Colegii Medicilor din România. Este o prevedere a legii 95 și așteptăm să vedem dacă Ministerul va avea prin juriștii lui sau ce are acolo, ce departamente are și cine se ocupă de așa ceva, să vegheze la respectarea legii. Respectarea nu doar în literă, ci și în spirit. Adică un județ care și-a votat reprezentanții, și aici spun că eu pot oricând să mă retrag. Adică pot să spun oricând, nu mai vreau să fiu nimic, lăsați-mă în pace, știu că sunteți pe picioarele voastre și puteți. Și așa este, pot să o facă. Dar modul în care s-a întâmplat acest lucru, nu numai cu mine, și cu colegul meu, cu doctorul Bidilean, cum s-a întâmplat modul de a încerca și de a reuși totodată să ne scoată din acest joc electoral până la urmă, care nu este al județului meu, acest joc, pentru că nu vorbesc de joc, eu respect ceea ce colegii mei au votat. Dacă așa au votat, bun, răi cum suntem, înseamnă că merităm să fim acolo. Poate că nu merităm, dar asta nu o stabilește Comisia Electorală, nici președintele colegiului, nici soția dânsului sau alți oameni din jurul lui, ci asta o stabilesc doar colegii, membrii colegiului meu, în care sunt profund atașat, pentru că de aici sunt de 30 de ani. Și eu am început de jos, să spunem, dacă jos înseamnă ceva, deși nu este deloc jos să fii membru în Consiliul Județean, să activezi acolo, să participi la activitățile respective, la comisii, să te implici, să colegii să simtă că tu te-ai implicat și că o faci și pentru tine și pentru ei, sau pentru ei și pentru tine, că suntem în aceeași pălărie, suntem cu toții când e vorba de finanțări sau de drepturi și de apărat și de luptat. Și pare rău dacă m-am aprins un pic în acest subiect, dar pentru că face parte importantă din viața mea profesională, cel puțin, și personală, pentru că numai familia mea știe ce au fost în anii aceștia. Și acești ani, cu experiența pe care poate că nu-i bună, foarte bine, lăsați-o în pace, dar nu așa se iese dintr-o poziție de acest fel. Aici sunt colegi tineri și au intrat și în Colegiul Satu Mare colegi tineri pe care îi stimulăm și i-am încurajat și astăzi am încurajat și ne vor prelua activitatea, dar dacă noi nu mai suntem buni de nimic sau facem rău colegiului, asta nu o spun cei de la București, ci o spun colegii din Colegiul Medicilor Satu Mare. Asta e ultimul lucru care a mai rămas. Că în rest, ce să mai spun, ce independență este aici. Da, și reprezentat un Consiliu Național, în care eu am fost 5 mandate până acum, de la regretatul dr. Enătescu, am preluat acest rol. În adunarea generală, nu? În Consiliul Național. În adunarea generală este altă problemă, pentru că din cei 3, doi sunteți dumneavoastră, nu? Sunt eu și cu dr. Bidilean. Și a rămas un singur coleg care, și Satu Mare are dreptul la 3. 4, după cum spune Comisia Electorală, am aflat târziu acest lucru, sau nu Comisia, site-ul colegiului ne-a spus treaba asta, că am avea 4, de la 4. Foarte bine, atunci să se repete alegerile, în condițiile alea în care se pune virgulele și căciulițele la Ă și la Ț și la I și unde trebuie, dacă este așa. Dar este o profundă nedreptate care se face și mie personal, și colegului meu, și nu numai celor care au votat. Asta aș dori, că probabil că sună. Nu, probabil, sigur e subiectiv faptul că sunt afectat personal de acest lucru, dar eu nu sunt acolo de capul meu că vreau eu așa, ci pentru că au vrut și colegii mei și puteau să spună cum că nu mai am ce căuta acolo. Să nu voteze, să nu mă voteze, nici pe mine, nici pe colegul și nici pe alții. Da? Dacă nu ești bun, că nu ți-ai făcut treaba, cea mai democratică cale, că încă cred că suntem într-o democrație până mâine, este cea prin vot. Asta la altă cu dictat că nu, fără nicio explicație, care va veni într-un timp rezonabil, dacă va veni, îmi face prin similitudine ceea ce se întâmpla și la Curtea Constituțională a României. Da?
obișnuiți așa, care nu suntem în sistem, ce am putea să înțelegem din toată situația asta? Că există asta, o luptă, doctor, în interiorul colegiului, nu am identificat părțile, știu oameni care fac acest lucru. Nu pot să-i nominalizez acum că mi se vor cere dovezi, dar dintr-o poziție de conducere, de responsabilitate, pot să iei acele măsuri care să influențeze acest rezultat al votului. Și, sigur, cu puterea pe care o ai, poți să faci mult bine, dar poți să faci și mult rău. Nu doresc să speculez nimic, doar vreau să spun că există această activitate pentru a facilita calea unora din Consiliul Național să acceadă la funcțiile pe care și le doresc. Pentru că dacă aceste poziții n-ar fi poziții de putere, de influențare, nu în sensul negativ sau peiorativ, ci în acele direcții pe care le discutasem la început, de negociere cu casă, Ministerul Finanțe, Ministerul Sănătății, foruri internaționale, da? Dacă nu aceasta ar fi viza, care ar fi viza? Ca să fii de mândrie, nu este o mândrie mare. Nu știu câte lume din România știe că eu sau alți colegi de-a mei suntem vicepreședinți acolo și dincolo și departamentele de care ne ocupăm și oamenii care lucrează acele departamente și care vor funcționa și fără noi. Să fie clar, vor funcționa. Modul în care vor funcționa este până la urmă dictat și de cei, modul în care sunt conduse acele departamente. Le-am condus rău sau bine? Asta alegătorii decid, bineînțeles, alegătorii din Consiliul Național. Acum, practic, este o epurare a celor care au experiență vechime în Consiliul Național. Dar este grav ceea ce spuneți, domnul doctor. Este grav în ce sens? Că nu pot proba acest lucru? Păi proba este că ce se întâmplă? Noi doi dacă lucrurile excluși. Astea se întâmplă, este foarte grav. Este foarte grav. Probabil vedeți? Că este. Nu pot aprecia pentru că eu sunt medic. Eu știu că am drepturi și obligații, dreptul de a participa la alegeri, de a fi ales, da? Și acest drept este eludat de a participa cel puțin. Da? Sau am fost lăsat să particip fără să se spună, vezi că îți lipsește virgula, anumite lucruri, adică îți lipsește pălăria, cravata. Nu știu, ești medic de familie, nu meriți. Tu ești medic orelist și nu meriți. Tu ești, dacă facem asta, este discriminare. Este așa o concurență între specialități? Din ce am văzut acum pe Facebook, ce s-a pus în spațiu public, se pare că există o susținere a ideii că medicii de familie nu ar trebui să mai fie în platformă de reprezentare. Nu știu dacă am deranjat și pe cine. Sigur am deranjat, pentru că altfel nu s-ar fi obținut niște rezultate și n-ar fi această acțiune dacă n-am fi deranjat, nu? Că pe cel care te deranjează, lași în pace. Se pare că, nu se pare, cu certitudine, am deranjat interese. Care, dacă forța binelui e acolo și forța răului aici, foarte bine a procedat. Asta se va vedea în timp. Din păcate, înapoi lucrurile nu se mai pot repara. Ce ai desființat odată, sistemele pe care le-ai creat și le-ai ras pentru că tu știi mai bine decât oricine cum trebuie să faci, că ai certitudine de asta, numai... Se spunea că numai proști au certitudini. Doamne ferește să fac prost pe cineva. Nu mă spun că este o vorbă, da? Eu n-am certitudini. Am dubii, după cum vedeți, aproape tot timpul și mă întreb. Asta nu mă face mai bun, dar mă face mai om, cred. Ei sunt, se pare, persoane care sunt supra-oameni deja pentru că controlează și dirijează aceste rezultate a unor alegeri în diferite județe și sunt convins că se întâmplă... Sunt alegerile noastre, acum este și un scandal la nivel național cu, vedeți, foarte multe cazuri, inclusiv ce se întâmplă cu fostul ministru al sănătății. Am înțeles și acolo că se face, am și opinia mea, dar nu știu dacă e nevoie să mi-o exprim, pentru că opinia mea nu contează. În această specie e vorba de o problemă juridică, la fel cum a fost și cazul la Pantelimon, care s-a dovedit că n-a fost crimă cu premeditare, că nu se știe încă ce a fost, încă caută și vor căuta încă mult, probabil, procurorii ce anume vor să spună că s-a întâmplat acolo, când și aici ar fi o lungă istorie și nu vreau să o reiau pentru că au luat-o profesioniști, mai ales cei de la Societatea Română de Terapie Intensivă, au luat-o colegii de la Colegiul București, Ministerul Sănătății, au spus, au avut acele... Medicina e grea. Medicina presupune risc. Noi nu avem prevăzut în legislație medicina la sfârșitul vieții. Pentru că s-a refuzat să se introducă acest lucru.
de aceleași persoane care acum acționează în acest fel pe care îl vedeți. S-a refuzat. Motivele care au stat la baza, de interese diverse. De ce s-a ajuns la un conflict cu medicii legiști? De ce se întâmplă acest lucru? E o problemă care se va elucida în timp, probabil, să nu fie prea târziu din punct de vedere a credibilității acestei organizații. Că vor face, ce vor face, că e bine, că e rău, tot alegătorii vor decide. Da? Alegătorii, dar acum alegătorii au decis pe jumătate. În sensul că unii au trecut, unii n-au trecut de acest bridge al lui Ockham, ar fi, cum să spun, e favorabil ce spun acum pentru ei, această, nu știu cum să, această tăietură de bridge pe care o aplică, de fapt, o comisie electorală centrală care spune ăștia da, ăștia nu, fără să dea explicație. Oricare ar fi ea, m-am spus, de la că n-ai cravată sau n-ai bască sau ce n-ai, ceva să spună. Și nu vor spune, după părerea mea, nici în următorul interval de timp, pentru că vor face în timp rezonabil, rezonabil în sensul că vom depăși termenele de alegeri sau în care ai putea să faci ceva, nu este modalitate de contestare. E ca la Curtea Constituțională, nu poți să contești ceva care este stabilit. Bun, și ceea ce este profund revoltător. În situația dată, cum pot fi rezolvate problemele care pot să apară și care cer o intervenție din partea colegiului? Cine le va soluționa? Asta este iarăși o problemă juridică pe care nu pot să o elucidez eu, pentru că nu știu în situația în care alegerile se pot ține sau nu se pot ține, nu știu în acest moment, având în vedere că nu sunt validați doi din cei aleși, și dacă noi ne retragem de bună voie sau siliți, cum se întâmplă acum, și intră un membru supleant, tot nu este numărul de 13 care să permită alegeri. Poate că se pot face și în aceste condiții, habar n-am, juriștii în drept, în civil, constituțional, nu știu ce drept e ăsta, nici nu, habar n-am, să ne spună dacă se pot organiza alegeri în teritoriu, la noi, în județ, în ce măsură vom putea face alegeri pentru reprezentantul Consiliului Național, cine, cum va fi acela, dacă vor fi valide acele, pentru că e posibil să invalideze și acele rezultate. Și ai rezultatele la biroul executiv poate să le invalideze. Probabil că noi plecând nu mai există motiv să invalideze pe alții. S-ar putea la Consiliul Național să fie multe astfel de lucruri. În fine, concluziile le veți trage, le vom trage urmează, cu toții. A spus până pe data de 23. 23 din câte știu, ultima zi de mandat, cel puțin în Consiliul Național și a Biroului Național Executiv, Biroul Executiv Național. Deci asta știu eu din ce mi s-a spus. N-am avut curiozitatea asta, dar implicit a trebuit, sau inerent a trebuit, să aflu că expiră mandatele și că ar trebui alegerile făcute, ceea ce e corect. Mergeau spre calea potrivită, da, alegeri locale, validări, ce îs, nimeni nu și-a imaginat că vor fi... Se răstoarnă așa situația. Că nu suntem, încă o dată, noi suntem aleși, dar nu suntem nici validați, nici nevalidați sau invalidați. Nu apărăm pe listă, înțelegeți? Deci e o situație pe care au găsit, o chichiță pe care au găsit-o cineva în CEC, în Comisia Electorală Centrală, prin care nu se declară validați sau invalidați sau nevalidați, unii nu sunt pe listă. Nu și apărăm. Unde sunteți atunci? Nu suntem. Noi suntem pe lista celor de aici, aleșilor locali de către, sau da, validați, sau dacă este o validare, nu știu care expresia potrivită, de Comisia Electorală Locală. Trimisă la București și invalidat de pe ea doi dintre noi. Ceea ce profund nedrept, sigur, dar ar fi profund nedrept, dacă ar fi doar pentru noi, n-ar fi așa problemă. Dar e profund nedrept pentru cei care au decis, au ales. Și dacă eram ultimii pe listă, eram tot eligibil pentru a accede la acele poziții, da? Care, repet, nu sunt poziții de forță, noi nu luăm bani la nivelul Colegiului Satul Mare, nimeni nu ia un leu ca indemnizații sau ca ce vreți dumneavoastră, ca salarii. Aici, la nivelul județului nostru, pentru că e un județ mic, cu un număr relativ mic de medici, suntem 620 și ceva care sunt înscriși, din care mulți sunt pensionari, sunt rezidenți, sunt diferite niveluri, să spunem, de exercitare a profesiei. Activi sunt 450 care să se exercite votul și ceilalți, desigur. Toată lumea, cine are, cine e membru a colegiului cu cotizația la zi, are drept de vot. Cum spuneam, suntem un județ relativ mic, cu număr mic de medici, dar
și indiferent și dacă ar fi unul singur, acea voce contează. Și în Uniunea Europeană, Malta, cât e de mică, contează, da? Ca la nivel de Consiliu, are reprezentant, are pe cineva, o președinta Parlamentului, în câte știu, este din Malta, Parlamentul European, dacă nu mă înșel, da? A Comisiei Europene, da. Dar este din Malta. O țară mică care își are aceleași drepturi ca și Germania, de exemplu, care e cea mai mare țară europeană, din câte știu eu. Ei, se pare că în țara noastră unele județe sunt chiar mai mult mai mici decât altele, deși Satu Mare nu-i printre cele mai mici, este un județ mediu și ca număr sunt alte județe cu număr mai mic de medici și ele au probleme și probleme, într-adevăr, sunt acolo unde sunt un număr mic de alegători și implicit de reprezentanți, pentru că în București sunt, nu știu, 80, 90, 70, cât sunt de membri Adunarea Generală, noi avem 3. 4, hai să zicem, dacă ar fi 3, dar s-au ales 3 din care vom avea unul singur, deocamdată. Nu știu, n-ar trebui alegeri pentru ea. Noi suntem stigmatizați, nici nu putem probabil candida din nou, nu-mi dau seama ce putem face și care, de ce primii de pe listă cad și intră ultimii de pe listă. Nu care avea merite mai puține, vă repet. Și dacă ar fi 5 sau 10 care sunt pe listele, da, care ar fi membrii supleanți. Nici atunci n-ar fi corect, cred eu, fără să existe o explicație rezonabilă. Nu rațională, că rațională va fi probabil că lipsește virgula sau ce lipsește. Sau habar n-am ce, sau n-au putut citi, sau deși au fost tehnoredactate acele documente. Bine, vorbim deja de turul 2, adică a fost turul în primul tur. Da, care deci n-a nu vorbim de primul numărul. Tur, bun, da, dar n-a al doilea trunit, tur dar e cel care e valid. Intervine atunci și să spună că ceva este în regulă. Da, da, în procesul electoral, regulamentul acel electoral pe care, repet, până la urmă, tot noi l-am votat, așa cum l-am votat, în necunoștință de cauză, e rușinos, da, așa este. Nu am realizat că se va ajunge la asemenea aberație, că este o aberație acest lucru ce se întâmplă, este o aberație, nu știu dacă lumea percepe, înțelege. Păi la câte se întâmplă în țara asta, orice cred că posibil. Înțelege. E orice posibil. Cum să nu înțeleagă. Tot cum această profesie, această tagmă, nu știu cum se spune, această breaslă. Profesie ca să nu vă jignim. O profesie să nu jignim pe nimeni, deși tagma are alte și conotații peiorative. Dar este un grup de profesioniști care au parcurs o perioadă de formare cea mai lungă, cred că, în România. Nu există altă profesie cu o perioadă mai lungă de formare. Ca să ajungi la acel nivel care să-ți dea posibilitatea să tratezi oameni, să diagnostichezi, deci să ajungi la acel nivel, să încerci să faci cât mai bine și să și reușești să faci cât mai bine, că altfel ești eliminat pe rând din societate dacă nu faci ce trebuie. Și care totuși avem un nivel de inteligență mediu, ca să nu fac acum aluzii la alții care sunt peste nivelul mediu. Deci dar avem asta un nivel de inteligență chiar mediu. Înainte de a intra în exact, emisiune. Pe asta mă bazez acum că mi-ați dat așa o idee. Deci dacă noi știm aceste lucruri și între noi știm cine suntem și ce facem și legiuitorul ne-a delegat această atribuție la nivelul organizației profesionale, să ne reglementăm noi profesia și să ne dăm noi certificatul de pentru că noi știm cel mai bine cine merită, cine nu merită, cine are nivelul de calificare suficient să o facă, să exercite profesia. Nu suntem în stare noi după 25, mai mult de 25 de ani, eu doar sunt de 25 de ani, mai colegiul a început cu 4 ani mai devreme. Nu suntem în stare noi, ca organizație profesională, să respectăm independența județelor, autonomia acestora, independența profesională, dreptul de a alege și de a fi ales. Nu suntem. Eu asta spun acum, din păcate, după atâția ani și cu tristețe o spun după mandatele care le-am avut, care nu le spun câte sunt pentru că e o stigmă acum în colegiul meu, o să spui că ai mai mult de 4 mandate, ferească Dumnezeu să spui asta, pentru că ești de la dinozauri, am fost poreclis, pterodactil, ce? Medicii sunt foarte inventivi, au o imaginație bogată. Problema este că o minoritate a ajuns acum să manevreze prin diferite mijloace, ce se întâmplă în procesul electoral. Pentru că altfel, spuneți-mi dumneavoastră, păi nu ar trebui așa, totuși să-i lăsați acum să vedeți ce vor răspunde. Trebuie să răspundă până la urmă, nu? În timp rezonabil. În timp rezonabil. Asta înseamnă că undeva până pe data de 23... Păi nu, pentru 24... că alegerile la locale vor fi miercuri.
Am, deci mai... Ori depunerea candidaturilor se poate face până mâine la ora 13. Haideți să vedem ce se întâmplă. Ne aflăm pe finalul emisiunii. Așteptăm să vedem și reacțiile și ce vor răspunde cei de la Comisia Centrală vis-a-vis de situația aceasta. Este fără precedent, pot să spun așa. Așa nu s-a mai întâmplat, cel puțin de când consemnăm și este noi rușinos. Situația alegerilor de la Colegiul Medicilor. Rămâne să vedem și noi care sunt răspunsurile lor. Până atunci, să fie bine, să fie cel puțin aici local, să rămâneți la fel de uniți și să... Profesia merge mai departe. Colegii mei știu ce să facă, nimeni nu-i de nelocuit. Să reușiți să mențineți o direcție sănătoasă care să vină în sprijinul comunității sătmărene. Doamne ajută! Vă mulțumim foarte mult, domnul doctor, stimați telespectatori, vă dorim numai bine și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!